concluzia care s-a desprins poate uimi, pe noi nu ne uimește absolut deloc, este aceea că angajații, dar nu numai, ci și patronii, nu prea cunosc să existe în această regiune urme ale dialogului social-regional. Realitatea din teren demonstrează că, în special, autoritățile centrale și locale și organizațiile patronale nu tratează ca pe un subiect principal problematica dialogului social. Lucrurile se fac foarte repede, de cele mai multe ori cu o doză de superficialitate care ne costă deja și ne va costa foarte mult în viitor.